Solicitarea DNA pentru ridicarea imunității parlamentare pentru Călim Popescu Tăricianu a ajuns la Comisia Juridică. Biroul Permanent al Senatului a repartizat astăzi acestei comisii solicitarea procurorilor anticorupție și dosarul care îl vizează pe președintele Camerei Superioare a Parlamentului pentru infracțiunea de luare de mită. Adresa de înaintare, referatul și documentele se află la Comisia Juridică. Am repartizat-o către Comisia Juridică. În conformitate cu prevederile regulamentului, cei de la Comisia Juridică au timp maxim Maximum 5 zile să prezinte un calendar și un raport preliminar, în așa fel încât să înțelegem și noi când va fi audierea domnului senator și când va întocmi un raport. A declarat vicepreședintele Senatului Claudiu Manda că popescu Tăricianu nu a participat la ședința Biroului Permanent al Senatului. Direcția Națională Anticorupție a cerut săptămâna trecută încuvințarea începerii urmăririi penale pentru Tăricianu. Procurorii susțin că acesta ar fi primit indirect în perioada 2007-2008, pe vremea când era premier, folose materiale de a aproximativ 800.000 de, de dolari de la o firmă austriacă. Dosarul are 73 de volume și va putea fi studiat de Tăricianu înainte de a fi audiat de către senatorii juriști. Comisia juridică va întocmi un raport ce va fi înaintat biroului permanent și ulterior va ajunge pe ordinea de zi a plenului senatului. Senatorii sunt cei care decid în cele din urmă dacă aprobă sau nu solicitarea DNA.